Bună ziua și bine v-am găsit la Busy Life TV, primul canal de live stream din România dedicat mediului antreprenorial. Emisiunea de astăzi se numește Antreprenoriat Cultural și este un format nou marca Busy Life TV, o emisiune despre antreprenori care schimbă lumea prin cultură. Lecția pe care trebuie să o învățăm este că alături de educație, cultura reprezintă un alt aspect esențial al vieții noastre, de la modul în care ne comportăm cu ceilalți până la cărțile pe care le citim și muzica pe care o ascultăm. Numele meu este Mona Moldoveanu Pologea, sunt antreprenor în educație și voi fi gazda dumneavoastră pentru următoarele 60 de minute. Emisiunea noastră își propune să aducă în fața dumneavoastră modele de afaceri din domeniul cultural și să arate că și cultura poate deveni o alternativă viabilă de business. Obiectivul emisiunii noastre este să încurajăm dezvoltarea inițiativei antreprenoriale din mediul cultural, aducând în fața dumneavoastră modele de succes. Suntem live și suntem în studio alături de invitata zilei de astăzi, doamna Mihaela Stanca, unul dintre fondatorii Teatrului Avangardia, un teatru independent, format dintr-un nucleu de profesioniști români, împreună cu regizorul spaniol Ricard Reguant, în prezent directorul artistic al Teatrului Apollo din Barcelona. Mihaela Stanca are un bagaj multidisciplinar de informații, dobândite din diverse surse, printre care Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, cursuri de impresariat și organizare de spectacole, nenumărate workshop-uri, conferințe și seminarii, printre care și Romanian Arts Management Symposium, susținut de Michael Kaiser la București. Ea este unul dintre fondatorii Teatrului Avangardia și susține că piatra de temelie, care a stat la baza acestei noi direcții în carieră, o reprezintă pasiunea pentru teatru, precum și experiența și know-how-ul dobândite de-a lungul anilor, alături de profesioniști extraordinari din domeniul artelor spectacolului din România și din Spania. Bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și mă bucur că ne-ați invitat și că ne dați ocazia să vorbim despre teatrul independent. Sigur. Așa cum probabil știți deja, edițiile noastre sunt interactive și suntem în permanent dialog cu voi, cei care ne urmăriți, așa încât și astăzi suntem gata să răspundem întrebărilor voastre și puteți adresa comentarii și întrebări pe tot parcursul acestei ediții. Povestea Teatrului Avangardia merită să fie spusă pentru că este o poveste despre pasiune într-un domeniu pe care mulți îl consideră vulnerabil pentru mediul privat, cultura, pentru că există această concepție generalizată că statul trebuie să dea bani pentru cultură și voi ați deschis un teatru pe cont propriu. Asta este un lucru fantastic. Cum v-a venit ideea să deschideți un teatru independent? Păi așa cum ai spus, la bază a fost pasiunea, în primul rând pasiunea. Eu am luat contact cu mediul ăsta cultural din interior când am început să lucrez la proiectul muzicalul Chicago, care s-a jucat la Teatrul Național 3 ani de zile, din 2005 până în 2005, da, până în 2008. Și am intrat acolo pe partea de marketing, de comunicare, asta fiind formarea mea în acel moment. În taskurile pe care le aveam în domeniul comunicării, a trebuit să iau contact cu scena, cu actorii și am fost fascinată de lumea aia. Am tras un pic de praf de scenă și se zice că îți dă dependență, așa este. Da, ești da, addicted for life. După ce ți-a intrat în vene, scurge, nu mai scap de el. Asta e. Și așa, ăsta a fost, cum am spus, piatra de temelie care a stat la baza acestei pasiuni. În ce an ați început, practic? În 2014? În 2014, da, a luat ființă Teatrul Avangardia cu un proiect. Nu am făcut branding pe Teatrul Avangardia în acel an. Brandingul pe Teatrul Avangardia a venit anul trecut. Am făcut branding pe proiectul cu care am demarat, cu comedia Toc Toc, care e o comedie bulevardieră, dar un pic mai altfel, Orar Avis a bulevardierelor, pentru că nu este vorba despre amanți, amante, cam în toate bulevardierele, este vorba de 6 pacienți care se duc la psiholog. Și am pornit cu acest proiect, având ca și capital foarte mare, pasiunea asta foarte mare, o energie izvorâtă din această pasiune și încrederea unor persoane și care au crezut foarte mult în mine, în capacitatea mea de a porni acest business, printre care Ricard Reguant, cel cu care am lucrat la muzicalul Chicago, el este regizorul muzicalului Chicago,
Este părintele musicalului în Spania, unde s-a produs și comedii, și drame, și piese polițiste, e un fel de legendă acolo. Și atunci am beneficiat și de sprijinul lui, de încrederea actorilor. O parte dintre ei am lucrat și la musicalul Chicago, cu o parte m-am cunoscut atunci și așa a pornit business-ul cu Toc Toc, care acum a ajuns în cea de-a cincea stagiune, iar în toamnă este invitat și la un festival național de teatru. Am înțeles. Sună foarte, foarte bine și cu siguranță ați muncit foarte mult. Oricum, dar dacă o faci din pasiune, nu mai pare muncă, știi? Pare așa un fel de hobby în fiecare zi, un fel de joacă, dar o joacă serioasă. Sigur, înțelegem. Știi, când ești mică și zici, mă joc de-a doctorul sau știu de ce mă joc, asta e, mă joc de-a teatru. Personal, eu am văzut toate spectacolele Teatrului Avangardia și îi asigur pe cei care ne urmăresc acum că sunt spectacole foarte bune. Și se vede din tot ceea ce face, se vede pasiunea, se vede dedicația, se văd toate lucrurile astea și cu siguranță ați câștigat publicul. Povestește-ne puțin și despre spațiul în care voi vă țineți spectacole la Cinema Pro. Da, cum ne ținem spectacole la Cinema Pro? Este o sală de 500 de locuri. Ne place foarte mult acest loc pentru că este modernizat. Oferă o experiență. Spectatorul, eu cred, când vine la teatru trebuie să aibă o anumită experiență cu spectacolul, să fie ceva de calitate, să trezească niște emoții în el, să-și pună niște întrebări când pleacă de acolo. Sau, de exemplu, cum e la Demnitate, să-i facă să tacă jumătate de zi, să nu mai fie în stare să spună nimic. Dar, în afară de asta, cred că contează foarte mult și mediul în care vezi spectacolul. Și atunci acest spațiu ne-a permis nouă să implementăm niște facilități pentru spectatori, având un foyer deosebit de generos. Lucrăm cu o firmă de hostese, Roa Entertainment. Apropo, cu patroana firmei de hostese, care și ea o antreprenoare, m-am cunoscut la un curs de impresariat artistic și organizare de spectacole. Da. Și de atunci am păstrat legătura și s-a evit anul acesta momentul să putem iniția o colaborare. Și avem hostese care întâmpină publicul încă de la intrare, îi conduc în sală. Dacă nu își pot găsi locul sau sunt alte probleme, îi ajută. Apoi, împreună cu un partener, am reușit să organizăm o garderobă în incinta Cinema Pro, în foyer. Scaunele sunt foarte confortabile, toate, se vede perfect din orice loc din sală. Bineînțeles că la un spectacol de teatru este bine să stai cât mai în față ca să vezi toate microexpresiile de pe fața actorilor. Atunci vezi mai bine, înțelegi mai bine spectacolul. Avem spectatori care vin, să zic, își iau pe ultimul rând, văd toată piesa, înțeleg în ansamblu, dar apoi revin și ne spun, am vrut să vedem expresiile alea, da, micuțe, da, cutele, da, alea după fața actorului, șoaptele, să le înțelegem, da, mai bine, da, nuanțele. Iar pentru locurile VIP, pentru că am definit și niște locuri VIP, am venit cu acest concept inovator, să zic, în lumea teatrului aici. Sunt locurile toate centrale, pe primele două rânduri, care considerăm noi că îți oferă cea mai bună experiență de vizionare a unui spectacol de teatru. La aceste locuri îi dăm și cadouri. Avem niște parteneri cu sprijinul cărora le oferim diverse cadouri, cum ar fi restaurantul mexican Tejeria El Torito, dăm vouchere de 50 de lei, necondiționate, da, de un consum minim. Asta, da, mă omoară pe mine când primesc. Ai un voucher de 200 de lei, dar trebuie să consum de 1000. Da, nu. Da, da. Și le-am zis nu. Dai o sumă și omul, da, nu trebuie să fie condiționat. Dacă vrea să consume de 30 de lei, de 50 de lei, de 100 de lei, e alegerea lui. Dar are asta. Și apoi am negociat cu el să dăm la toți spectatorii, să dăm 25% discount la nota de plată. Așa că dacă vii la Avangardia, aveți un spectacol, după spectacol sau la o lună după spectacol, poți să te duci la acest restaurant și în baza biletului de intrare, facem să păstreze și biletul, așa văd și Teatrul Avangardia. Ascuns, da, acolo este și o acțiune de branding. Da, da. Își mai aduc aminte, mai intră pe site, văd ce spectacole mai avem, poate mai vin și la alte spectacole și se duc și beneficiază și de o surpriză la restaurant. Apoi am mai avut parteneriat cu Master Activities, cei care aduc Taciul și Himalaya. Da. Și am dat cadouri, pungi cu produse de la ei, cu Taj, cu Himalaya, cu Petit Olivier.
cu cei de la Victorinox, dar le facem de obicei să meargă pe spectacolul respectiv, să avem o tematică atunci când dăm cadourile VIP. De exemplu, la anul trecut am lansat o comedie neagră a la Tarantino, Reservoir Cats. Da. Și e stilul Tarantino mai viol. E estetica urâtului trecută un pic prin violent. Și acolo am dat cadou mini bricege de la Victorinox. Foarte frumos. Sunt idei foarte bune de marketing care vă promovează în același timp. Dar ceea ce îmi place mie personal la sala de la Cinema Pro e faptul că scena este deschisă. Mi-au plăcut dintotdeauna. Și este mare, îți permite o grămadă de artificii regizorale și de scenografie. Și ce îmi place la sală este și că are aer condiționat. Are instalații de climatizare, astfel că iarna este căldură, iar acum, cum sunt zilele acestea toride, lumea simte foarte bine înăuntru la o temperatură confortabilă de 24 de grade de obicei. Ce veți face la vară, când știm că aproape toate teatrele de stat sunt închise, e perioada lungă, voi veți avea spectacole? Da, noi am avut și anul trecut spectacole. Da. A fost un pilot așa cu comedia Toc Toc, cu ea am început, cu ea facem și diverse experimente și am jucat și în iunie și în iulie și în august cu sala plină. Din fericire, această sală se pare că ne poartă noroc. Bine, dublat și de acțiunea puternică de marketing pe care o avem în spate și de spectacolul în sine, pentru că o acțiune de marketing poate să-ți vândă 4-5 spectacole. Stop, dacă spectacolul nu e bun, îți moare. Pentru că un instrument foarte puternic de promovare în lumea teatrului este din gură în gură. Dacă lumea vine la spectacol, este impresionată, vorbește, adică îi văd câteodată ies cu telefon la ureche, trebuie să vezi piesa asta, am fost o super piesă, mi-a plăcut foarte mult, sunt sigur că o să-ți placă. Și atunci asta contează foarte mult. Deci poți să faci tu mama publicității, că după 4-5 spectacole, în cazul nostru după 5 spectacole, deja 2500 de persoane au văzut piesa, și au vorbit și știi cum e. Când îți place, recomanzi la 3-4, când nu-ți place, spui la 20. Și atunci îți îngroapă un proiect după 5 spectacole, dacă spectacolul e prost. În orice business, recomandările sunt foarte, foarte importante și toată lumea știe asta. Aveți o piesă de teatru, Demnitate, care a bătut orice record pentru o piesă de teatru din România. Nu mai vorbim că mai este și teatru independent. 12.000 de spectatori în doar 8 luni de la premieră. Povestește-ne despre acest succes al vostru. Da, unii spun că a fost un pariu. Inclusiv cei din echipă au zis că e un pariu, pentru că este practic... Noi gândim, ca Teatru Avangardia, gândim la scară mare. Nu facem spectacole pe care să le jucăm în săli de 20, 30, 70, 100 de spectatori. Pentru că gândindu-l la scară mare, ai un anumit venit din încasări și îți permiți atunci să investești în decor, să investești în costume, în recuzită, mai ales să investești în actori, în regizor. Câteodată ni s-a întâmplat ca actorul să ne ceară o sumă, iar noi să zicem după 2-3 spectacole să spunem, știi, mie mi se pare că meriți mai mult și să-i dai mai mult. Și e minunat să poți să faci chestia asta. E clar asta. Și îți permiți în momentul în care te duci la o sală mare. Și Demnitate este primul spectacol de teatru independent care nu e comedie și care se joacă la o sală atât de mare. Pentru că mai sunt și alte comedii, se mai joacă, de exemplu se joacă și la Palatul Copilor tot felul de spectacole. Dar niciunul nu este, adică toate sunt comedie, niciunul nu e altceva cum ăsta, e un thriller politic, să spunem. Da. De fapt, este o poveste despre prietenie și despre cum mediul exterior, despre cum principiile morale, încălcarea lor, afectează prietenia. Pentru că Ignasi Vidal, autorul, este, să zicem, obsedat de tema asta a prieteniei. Totul îmbrăcat într-un thriller politic, dar acțiunea ar putea foarte bine să se întâmple și într-o mare corporație. Conflictul ar fi. Dar la un moment dat, una dintre replicile piesei, într-una dintre replici se spunea că nu e doar despre noi oamenii politici această piesă, este și despre cadastrisul care ia șpagă, este și despre doctorul care ia șpagă și așa mai departe. Este despre noi toți, iar mi-a plăcut conceptul, viziunea lui Ignasi, autorul și regizorul piesei, care spune că politicienii nu vin după moarte, ei sunt între noi, poate să fie prietenul, colegul, fratele tău, omul care trece pe stradă pe lângă tine, omul care stă la casă, la supermarket în fața ta, adică ei fac parte dintre noi. Da. Și atunci de aici mesajul
care mie îmi place foarte mult în piesă, are mai multe mesaje, dar unul dintre ele este asta că nu poți să pretinzi ca ceilalți să se schimbe până când nu te schimbi pe tine însuți, da. E clar. Da, pentru că și politicienii sunt oameni ca noi. Iar dacă noi, nouă ne place să dăm șpagă sau să... Cum poți de la el să pretinzi să nu ia... Tu dai o șpagă de 10 lei. El dă de 12 milioane de euro, cam piesă. Exact, cam piesă. Știi? Doar dar e același milioane. Lucru, numai că la o altă scară. Știi? Da. Sau, cum zice în piesă, cel care pretinde că... Cel care muncește la negru și totuși ia indemnizația de șomaj. Cum să nu fac asta? Da, înțeleg. Știi, adică sunt chestii pe care tu la o scară mică le faci și nu realizezi că nu sunt ok. Da. Și atunci cum vii și zici, a, vreau să se schimbe și arăți cu degetul. Arată-te pe tine întâi cu degetul și începe de la tine schimbarea. Când mănânci ceva pe stradă, nu arunca pe jos hârtia aia. Mergi până la un coș de gunoi și arunca, adică micile lucruri. Știi, și eu am început să conștientizez anumite lucruri pe care mi-am dat seama, stai, că asta nu este ok. Hai, asta trebuie să fac într-un alt mod. Și se pare că toți spectatorii care vin, sau hai să zic 99% dintre ei, pentru că noi primim feedback-ul după spectacol. Da. Multă lume ne scrie mail-uri, ne scrie pe pagina de Facebook, ori comentarii la poze, ori mesaje direct către noi. Și ne spun cât de impactați au fost de chestia asta. Cel mai frecvent că e un spectacol cutremurător. Da, și care sau, îți dă fior pe șira spinării. Da. S-a scris asta și am văzut. S-a scris după premieră de nu știu câte ori, așa că am preluat și noi sintagma asta în publicitate. Da. Deci n-a fost, de obicei, când promovezi un produs, folosești o sintagmă și lumea începe să o folosească. La noi a fost invers. Adică lumea după premieră a spus să-mi dă fior pe șira spinării. Și vezi un articol, două articole, îți mai scriu alții, măi, înseamnă că asta este senzația pe care o ai când vii să vezi spectacolul acesta. Fior pe șira spinării. Da. Și așa e. Oare... Eu rămân, îmi dau lacrimile câteodată, deci am avut 27 de reprezentații până acum ale spectacolului. Și încă mi se face pielea de găină și îmi dau lacrimile. Da, da. Oare ingredientul de succes al acestei piese este într-adevăr această poveste despre corupție și prietenie scrisă de un autor spaniol? Sau și actorii, Marius Manole și Șerban Pavlu, despre care s-a spus că sunt pionierii teatrului independent, și ei au avut o parte semnificativă de contribuție? E un tot. E un tot. E un tot aici. Da, este mixul de ingrediente, nu este un ingredient secret. Da. Bineînțeles, în teatru toată povestea pornește de la text. Da, alegi da. Textul, apoi împreună cu regizorul alegi cea mai bună distribuție. Da. Adică te gândești top, ce mi-ar place? Ce mi-ar plăcea să fac? Da. Actorul ăsta sunt cei mai buni. Ok, hai să încercăm să-i avem. Nu, da. Mai sunt teatre care zic ăsta e, după aia rezerva 1, rezerva 2, rezerva 3. Am la noi mergem din start cu ștacheta sus și spunem care sunt ingredientele de succes, astfel încât mixul să ducă la ceea ce vreau să fac. Am înțeles. Și au fost aleși de către Ignasi împreună cu Ricard, care este și consultantul nostru artistic, Ricard Recuant. Am înțeles. Ați adus pe scenă și nume sonore din Teatrul Românesc, pe care noi le-am văzut la Teatrul Național, la Teatrul Bulandra, Mihai Călin, Medea Marinescu și așa mai departe, sau la alte teatre, dar și oameni mai puțin cunoscuți ca actor, de exemplu Anca Surcașiu, toată lumea o știe drept o cântăreață și iată că am văzut-o și la teatru, a fost o surpriză extrem de plăcută. Credeți că notorietatea actorilor are strânsă legătură cu modul în care se vând biletele? Adică, pe scurt, dacă o piesă are actori mai cunoscuți, biletele se vând mai repede? Poate fi adevărat, revin la ce am spus mai înainte, poate fi adevărat pentru primele 4-5 spectacole. Da. Apoi poți să ai și mama actorilor cunoscuți. Dacă piesa e un fiasco, nu-ți mai vine nimeni. Nu, e vorba de mix. Da. Pe Anca Țurcașiu n-am luat-o în toc-toc pentru că era nume Anca Țurcașiu. Da. Ci pentru că Ricard, el trăiește în Spania, montează în Spania, în Brazilia, în Germania și așa mai departe, dar el nu știe exact în România care e ierarhia starurilor, să zic. Normal. Și atunci el a zis din prima, vreau pe Anca Țurcașiu pe rolul ăla pentru că ea este potrivită pentru rolul ăla. Și eu am foarte mare încredere în ea, știi? Și da, a ajuns în proiect, pentru că el a considerat-o potrivită pentru rol. Iar apoi, într-adevăr, după spectacol, multă lume... Uite, nu știam că poate să joace, exact. Dar chiar joacă bine. Foarte bine, foarte bine. Și atunci și pentru tine ca producător e o mică satisfacție acolo undeva că, uite, lumea a ajuns să o cunoască pe Anca și ca actriță.
Pentru că tu știi că ea e actriță, dar televiziunea, da, te aduce în fața publicului, dar există și reversul medaliei. Pe ea lumea o percepea, acum o percepe și ca actriță, dar mai de mult o percepea doar ca și cântăreață. Da. Și atunci, fiind o puternică armă, televiziunea de împrăștiere a unor idei, tu stai și te lupți cu prejudecata oamenilor. Deci la Toc Toc aș spune că nu ne-a dus Anca Țurcașiu public. Am înțeles. Pentru că publicul de teatru avea reticențe. Da, a, e cu da. Anca. Dar partea super e că după spectacol veneau și spuneau, da, joacă bine. Și apoi atunci Anca Țurcașiu a început să ne aducă public. Pentru că, fiind o chestie neașteptată, lumea vorbește și mai mult despre ea. Da, știi? Da. De exemplu, vii și-l vezi pe Marius Manole, te aștepți să fie bun. Are da. Și un fan club care știi, ei da. Merg la toate spectacolele lui. E o instituție omul ăsta, e super. Da, da, da. Și, într-adevăr, eu nu l-am văzut să dea la timp vreun spectacol. Deci toate sunt acolo sus. Da, da. Dar și atunci lumea vorbește după spectacol, dar nu-ți sunt prietenul, mamă ce tare a fost în rolul ăla, pentru că se subînțelege. Am fost la un spectacol cu Marius Manole, înseamnă că a fost super tare spectacol. Dar la ea, mamă, am fost la un spectacol și știi care e faza? A jucat și Anca Țurcașiu. Și chiar a jucat bine, măi. Și atunci asta a generat, la noi, faza asta a generat vânzări după al patrulea, al cincilea spectacol, da, când da. Lumea a început să vorbească. Da. Mergeți cu spectacolele voastre și destul de des am văzut și în săile de teatru din provincie. Mergeți la Constanța, la Piteș, la Timișoara. Cum găsiți publicul de teatru de acolo și cât de repede reușiți să vă vindeți biletele? Pentru că, practic, voi din asta trei zile, vinderea da, biletelor. Da, când plecăm, sunt două modalități. Una este, plecăm ca invitații ne selectează în festivaluri. Da. Și atunci nu noi vindem biletele, ci ei. Da. Dar recunosc că facem și noi event pe Facebook și diseminăm un pic informația. Și apoi plecăm cu bilete. Majoritatea da. Plecărilor sunt în regim de turneu cu bilete. Cum ajungem la publicul de teatru? Prin Facebook, da. Foarte mult. Da. Care este un canal nu prea folosit așa de către cei care produc spectacole de teatru sau nu folosit la adevăratul lui potențial. Încă se mai merge cu afișe lipite prin toate orașele. Sunt unii da. Care zic, dacă nu pui afișe, n-o să vinzi. Da. Uite că noi n-am pus. Sau am pus foarte puține. Da. Sau, de exemplu, când am fost prima dată cu tău la Constanța, făcusem afișele, era spectacolul să-l dau cu 3 săptămâni înainte. Și am zis, ok, l-am făcut, hai să le punem totuși. Și de aici am generat lume care vrem să vedem spectacolul, ce se întâmplă. Erau coada acolo la intrare, se bătea lumea să intre. Am spus, nu se mai poate peste capacitatea sălii în niciun caz. Și am mai venit odată cu el în toamnă. Da. Așa că au avut efect și afișele alea că i-au întărătat să vrea să vadă spectacolul. În afară de asta, mergem cu publicitate pe radio. Avem un partener de nădejde, Europa FM. Da. Care e alături de noi atât pentru reprezentațiile din București, cât și pentru cele din provincie. Și da, ne ajută foarte mult. Da. Mai avem parteneriat cu Burda, iar revistele lor având distribuție națională la fel. Am încheiat acum un parteneriat cu Trustul Maxim și ei au distribuție națională și ajungem și așa la ei. Și bineînțeles la locație, publicitatea la locație, la locul desfășurării spectacolului, dacă e un loc. De obicei mergem la ori în teatru, ori la Casa de Cultură. Și lumea știe că acolo se întâmplă ceva și sunt unii care vin să vedem ce se întâmplă. Apoi mai avem parteneriate cu diverse locuri unde este un trafic destul de mare de persoane, cum sunt mall-urile în provincie, vorbesc, pentru că aici în București e o mică problemă, majoritatea au o sală de cinema sau un multiplex și se consideră un pic competiție să trimiți lumea la Cinema Pro. Da, da. Și atunci nu putem, dar în provincie, de exemplu, în Constanța, Park Lake, City Park, scuze, da. City Park-ul din Constanța, am avut afișaj electronic, spoturi, în Ploiești cu Ploiești Shopping City, la fel, spoturi audio, afișaj acolo și ajungem așa la oameni și câteodată mai facem și campanie cu flyere. Da, da. Îmi imaginez că este o adevărată provocare să umpli o sală de 500 de locuri, pentru că sunt alte teatre independente care au doar 40 de locuri. E o diferență colosală între a umple 40 de locuri și a umple o sală deci, de 500 aici, de locuri. La 500 de locuri. Având o sală de 500 de locuri,
Asta îți permite să aloci un buget pentru partea de marketing care este mult mai mare decât al cuiva care se duce într-o sală de 40 de locuri. Da. Dar, ca să faci asta, trebuie să ai foarte mare încredere în produsul tău. Pentru că mulți în România, și nu zic doar în mediul cultural, în orice mediu, au reticența asta de a investi înainte. Vor să facă din rahat bici. Și câteodată, știi, nu se poate. Nu se poate. Și atunci, eu știu de la început, uite, dacă aș vinde sala asta full, obțin suma asta, din suma asta aș putea să aloc. Și eu iau de la mine și zic, uite, investesc suma asta, pentru că sunt sigură că prin reclama pe care o fac, o să-mi umplu sala. Da. Și atunci, da, avem un buget de marketing pentru fiecare reprezentație în parte, pe care îl ducem fie către Facebook, fie către flyere, fie către alte modalități de publicitate plătite. Facem și parteneriate media, care nu sunt plătite în bani, dar sunt plătite în expunere. Și în faptul că cei de la trusturile respective, de exemplu, cei de la Maxim, ei ne-au contactat pe noi, ne-au sunat, ne-au spus, am văzut Demnitate. Iar apoi am văzut intriga. Demnitatea, am zis, mă, poate este o excepție în peisajul ăsta cultural. Hai să vedem ce mai fac. Și când am văzut că ați ieșit cu intriga și am ieșit, wow, de acolo, am zis, trebuie să vă sun și hai să vă sprijinim. Cum putem? Și noi, dar vrem să vă sprijinim. Și pentru noi a fost un next level, pentru că am ajuns acolo unde partenerii încep să ne remarce și să vină ei la noi să ne ofere sprijinul. Înainte a trebuit să căutăm... pe ei. Și aici vreau să fac o mențiune foarte importantă. E foarte important și să-ți găsești niște parteneri care să fie pe aceeași lungime de undă cu tine și să comunici pe aceeași linie. De exemplu, că tot vorbeam mai devreme de Demnitate, care e un proiect mare, el are o scenografie, ai văzut, minimalistă, dar nu minimală. Da, da. Adică ți se pare, mai sunt doar două fotoli, o masă și o bibliotecă, dar știi, costă vreo 2000 de euro toată chestia aia. Da. Ca să nu mai punem confort de scenă, așa mai departe. Asta a fost conceptul autorului, să fie o chestie minimalistă, astfel încât ei, actorii, să iasă în evidență și povestea să ajungă mai bine la tine. Dar dacă puneam oricare două fotoli și un birou învechit, nu mai ieșeau ei în evidență, se pierdeau în aia, că ai văzut, totul e alb-negru. Da, da, da. Deci am avut parteneri pe cei de la The Home, de exemplu. Le-am vorbit despre proiect, le-a plăcut foarte mult. Câteodată nu se traduce totul în lead-uri, în câți clienți pot să am eu de la tine. Câteodată e vorba și de coarda aceea sensibilă pe care o atingi la partener și dacă el vede și ca un beneficiu de imagine. Ca imagine pentru Home să se asocieze cu Demnitate. Și au postat și ei pe pagina lor de Facebook și am văzut că se simt mândri de asocierea asta. La fel au fost și cei de la Lasardo, care e o firmă de bijuterii și ne-au dat ceasuri, verigheta unui personaj. Noi mergem până la cele mai mici detalii, știi? Da. Adică ăla este căsătorit personajul ăla, deci trebuie să aibă o verighetă. Dar ce fel de verighetă trebuie să aibă? Trebuie să se adecveze cu stilul lui vestimentar. Iar la stil vestimentar, partenerul nostru a fost la Demnitatea din Abuzatus. Este și la Intriga și e super pentru că a venit la repetiții. A stat, a vorbit și cu actorii și cu regizorul. A vrut să înțeleagă personajul. Adică avem niște parteneri deosebit de implicați în proiect. Se vede atenția pentru micile detalii. În mod clar, deși la un moment dat poți să fii captivat de poveste în sine, dar se văd toate detaliile. Ai văzut și batista care abia iese așa din buzunar și o ia, pentru că i-a întrebat, la un moment dat o să ai nevoie de o batistuță, ștergi ochelarii, te apleci, sari peste masă, te lași în jos, știi? Și în funcție de asta sunt alese și obiectele vestimentare. Să țină și la o bătaie, să zic, dacă are loc în scenă, dar să și sublinieze personalitatea personajului respectiv. Am înțeles. V-ați gândit să subtitrați piesele de teatru în limba engleză pentru a putea atrage și public străin? Pentru că sunt mulți străini care ar vrea să vină în București la o piesă de teatru, dar ei spun, eu nu înțeleg prea bine limba română, ce o să înțeleg eu din piesă? V-ați gândit să subtitrați în limba engleză? Ne-am tot gândit așa, am dat roată ideii acesteia și cred că o să și punem în practică în viitorul apropiat, pentru că în ultima vreme am primit foarte multe cereri pentru Demnitate de la companii care au foarte mulți expați. Da, da, da. Să supratitrăm. Și cred că o să facem lucrul acesta. La Festivalul de Teatru de la Sibiu Internațional, unde noi vedem piese de teatru din Germania, din Franța, din Italia și avem acolo subtitrarea în limba engleză. Și cred că vom face împreună cu regizorul Ignacy Vidal. Demnitate se va monta anul acesta și la Londra
Și atunci vom face cumva o colaborare să ajungem la un acord cu ei, să putem folosi traducerea lor aici. Și atunci va fi totul top cum ne dorim. Aș vrea să te întreb ceva despre business. În cât timp ați ajuns la pragul de rentabilitate și în cât timp ați obținut primul profit? Un an de zile. Ceea ce pentru noi a fost foarte ok. V-ați gândit cum ați putea să creșteți profitul sau cum ați putea să creșteți vânzările? Da, producând mai multe spectacole de calitate, da, ținând acolo standardul sus, da, să nu te duci, mereu să te duci în sus, niciodată în jos, ca și standard de calitate, vorbind, probabil cu mai multe turnee, dar asta, cu mai multe spectacole. Am înțeles. Ați participat la festivalul de teatru independent Undercloud? Nu, n-am fost invitați acolo, însă am participat la Festivalul Național de Teatru Monodrame de la Bacău. Anul acesta la Festivalul Internațional de Teatru de la Arad, la Festivalul Național de Teatru de la Caracal și da, vom participa și la Festivalul Național de Comedie de la Cluj. Felicitări, o listă lungă. Și sperăm să... Lista e deschisă. E deschisă, desigur. Planuri de viitor, ce alte spectacole veți face în perioada următoare? Avem o premieră în plan, ne vom apuca de ea la sfârșitul lunii, la proiect. Și premiera va fi undeva prin octombrie. Da. Apoi să mai avem o premieră în decembrie. Încă o premieră la început de februarie și încă două premiere în martie. Și apoi din la toate toamna astea, anului viitor, la fel avem două premiere, dintre care una foarte, foarte importantă. Da, pentru că noi ne facem planul pe 5 ani. Și asta am învățat-o de la Michael Kaiser la acea conferință. Da, ne facem planul pe 5 ani de zile și atunci poți să te apuci din timp să lucrezi la proiecte. Dacă este un actor, să zic, inaccesibil, da, inabordabil, da, ai timp 5 ani de zile să tot atonezi, să te dea afară pe ușă, tu să intri pe fereastră și mai departe până când îl convingi să intre în proiectul tău, să aibă încredere. E foarte important. Da, regizorul face castingul, spune, ăștia sunt actorii pe care mi-aș dori, dar apoi vine întâlnirea cu ei. Și trebuie să-i simți că sunt atrași de proiect, că sunt implicați. Da, pentru că da, dacă nu e și implicarea asta, nu e ok. Și atunci trebuie să te aduci să cauți un pic mai departe. Da. Iar aici, activitatea, apropo de secret, a fost o sinergie așa de la început și o chimie. Și între Șerban și Marius și între ei doi și Ignasi, regizorul. Deci era magic să fii la repetiție acolo. Totul mergea incredibil. Și apoi a fost la fel sinergia între actori la proiectul Intriga, regizat de, da, de Ricard Reguant, unde doi dintre ei, Medea și Mișu Călin, deja erau colegi de la Național, se știau, dar au lucrat foarte bine și împreună cu ceilalți, cu Șerban Pavlu, cu Ilona Brezoianu, cu Cristi Iacob. Și s-a creat așa o familie. Și simți și când vin la repetiții, că noi avem repetiții înainte de fiecare reprezentație, tocmai în ideea de a oferi publicul, pentru că trebuie să fie ca o premieră, pentru oricare spectator e o premieră când se duce, nu? Dacă tu te duci la 30-a reprezentația noastră, pentru tine e premieră, că îl vezi prima dată și trebuie să fie wow. Și să-i menținem în priză, avem repetițiile astea înainte de fiecare reprezentație și o atmosferă foarte faină acolo. În ceea ce privește competiția voastră, aș vrea să te întreb ce vă diferențiază de competiție, pentru că în București mai sunt și alte teatre independente și, în același timp, ce poți să ne spui și despre prețurile biletelor, pentru că foarte mulți știi că nu-și permit și mulți spun sunt scumpe, deși dacă le raportăm la prețurile biletelor din străinătate, noi realizăm foarte clar că ele sunt foarte ieftine, de fapt. Da, în mediul acesta nu există competiție propriu-zisă. Da, da. Noi nu-i vedem ca pe niște competitori, ca pe restul teatrelor independente sau teatrele de stat. Da. Pentru că ideea este să folosim teatru ca o platformă educațională. Să punem și teatru ca o alternativă a entertainmentului în același timp. Consumatorul de teatru nu vede 2, 3, 4, 5 spectacole pe an. Vede 20, 30, 40. El se duce la mai multe teatre. Și ceea ce ar trebui să fie, ar trebui ca toate spectacolele să fie la un anumit standard, astfel încât tu să îi crești pofta de cultură. Se duce și vede un spectacol în Godot,
Zice, săptămâna viitoare vreau să mai văd un spectacol, unde să mă duc? Ia, hai la Vanguardia, că n-am fost. Știi? Da. Sau se duce la Național și se gândește, vreau să merg sâmbătă undeva. Unde se joacă? Se joacă în Gododor. Hai că mă duc acolo să încep. Știi? Sau la Apollo. Da. Sau la Point, sau la orice alt teatru independent. Nu suntem în competiție și nici cu teatrele de stat. Pentru că actorii, să zic, îi împărțim cu toți între noi. Vorbind de Marius Manole. Marius Manole e angajat Național, joacă într-o grămadă de spectacole acolo. Da. Dar joacă și la noi, joacă și în Codo, joacă și la Metropolis, joacă și la Palatul Copiilor. Da. Și atunci nu poți să vorbești de... Nu e ca și cum noi montăm Romeo și Julieta în același timp cu Naționalul și cu Metropolis și cu Pont și... Normal, o să mă duc într-un an să văd un Romeo și Julieta și pe care îl aleg. Nu e vorba de asta. Dar ceea ce ne diferențiază de alte teatre independente este faptul că, într-adevăr, jucăm într-o sală mare de 500 de locuri, care e foarte confortabilă, cum am spus, că avem atenția asta sporită față de spectator, în care vrem să-i oferim ceva în plus față de produsul artistic în sine, care începe cu primirea, cu hostesele, cu micile cadouri. Da. Avem, de obicei avem surprize cam pentru toți spectatorii. În afară de reducerea aceea de 25%, mai dăm tot felul de cadouri cu ajutorul partenerilor noștri la toți spectatorii. Apoi cu cei de la Momentos, de exemplu, când avem premiere sau un eveniment mai deosebit, facem un photo corner, iar ei își pot lua pozele pe magnet sau în format pe hârtie sau pe electronic și ne gândim la tot felul de experiențe de-astea. Prețul biletelor la noi sunt între 50 și 100 de lei, 100 de lei fiind cele VIP. Da. Și cred că sunt niște prețuri accesibile, pentru că nu sunt niște prețuri mai mari decât la Teatrul Național sau decât la operă. Adică suntem în piață. Dar pentru cei care nu-și permit, și aici mă gândesc mai ales la pensionari. Da. Noi avem colaborări cu diverse case de ajutor reciproc, cu diverse asociații ale pensionarilor și alocăm un anumit număr de bilete per spectacol, pentru că și noi avem sau am avut bunici și ne gândim cu drag la ei și mai ales când nu-i mai ai lângă tine, te gândești, mi-ar fi plăcut să-i fac o surpriză și poate, parcă atunci când faci o surpriză unui alt bunic, te gândești că ți-ar fi plăcut să-i faci bunicului tău. Ne dăm, deci avem alocat un număr de locuri și îi sunăm și le spunem, uite, pentru spectacolul ăsta avem numărul ăsta de invitații pe care vi le putem da. Doriți să veniți, puteți veni și na, colaborând cu mai multe, de obicei le dăm. Bine, facem chestia asta cu 2 săptămâni înainte de spectacol. Dacă ei nu pot, le lăsăm la vânzare. Dar cu 2 săptămâni înainte de spectacol, noi le avem blocate și încercăm să facem și fapte bune. Pentru cei care au intrat mai târziu, vrem să vă reamintim că suntem în studio împreună cu Mihaela Stanca, unul dintre fondatorii Teatrului Avangardia, și ne puteți lăsa întrebările și comentariile dumneavoastră pe Facebook. Aș vrea să te mai întreb cât de mare este echipa voastră și cum vă motivați angajații și dacă începând de la prima colaborare, aș vrea să te întreb cum îi motivezi să dea tot ce au mai bun. Asta cu echipa e un punct pe care l-am scăpat din vedere când m-ai întrebat cum ne diferențiem de restul teatrelor independente. Noi chiar avem și o echipă, un nucleu tehnico-administrativ, avem mașiniști, avem cabinieră, avem coordonator tehnic, avem luminist, avem sunetist. De obicei când mergem în deplasări, toți sunt, wow, aveți echipă, ați venit cu echipă. Da, exact. Sau vin și întreabă, vreau să vorbesc cu coordonatorul tehnic și iese coordonatorul tehnic în față, ce eu sunt. Ah, aveți coordonator tehnic. Da, avem. Deci avem un nucleu cam de 10 oameni fix. Da, da. Iar apoi în funcție de proiect, echipa se mărește cu actorii, cu suflerul, depinde cu ce... Este de ce alte persoane. Este suflerul nelipsit. Este un element esențial. Mai ales la repetiții, da. Da. Da, știu, e o raritate. În teatrele independente nu prea există așa ceva. În teatrele de stat există. Da. Eu am luat contact cu chestia asta la muzicalul Chicago. Am văzut cât de mult ajută. Și chiar ajută. Poți ridica mult mai repede un proiect în momentul în care ai un suflor.
și lor le dă o mai mare încredere și se poate ridica piesa direct pe mișcare, nu mai stai foarte mult timp pe lecturi, actorii nu mai stau mult timp cu textul în față, pot deja să repete fără text în față pentru că e suflorul, e plasa de siguranță acolo. Și da, e mult mai eficient lucrul cu suflor. Din experiența ta, ai putea să ne dai un exemplu de greșeală? Dacă ar fi să dai un sfat unui tânăr antreprenor care vrea să-și facă o afacere în domeniul cultural, ai putea să-i dai niște sfaturi ce să facă și ce să nu facă? Sau dacă ați făcut vreo greșeală până acum? Din dacă e cineva care ceva? Nu simte în suflet chestia asta, să nu facă. Pentru că nu prea ai nicio șansă de reușită. Sunt câteodată momente foarte grele și nu le poți depăși decât dacă ai pasiunea din tine, care stă în boldul ăla și energia să mergi mai departe atunci când ai căzut de sus în prăpastie. Și chestia aia te face să te ridici, să mergi mai departe. Deci trebuie să simți că asta vrei să faci cu adevărat. Și dacă simți că asta vrei să faci cu adevărat, go for it! Am înțeles. Marius Manole va mai juca și în alte piese la Teatrul Avangardia sau cu ce actor vor fi următoarele piese? Este spoiler alert. Da, va mai juca. Dar nu vă zic când și în care proiect. Nu ne poți divulga nimic. În următorul proiect va fi un proiect cu 5 actrițe, 5 da. Personaje feminine. Este ceva foarte cunoscut, da. De foarte mare impact. Și în afară și sperăm că și la noi. Și cred că în maxim o lună de zile îl vom putea lansa. Ca nume va fi cu Medea Marinescu, cu Maia Morgenstern, da. Cu Ioana Barbu și pe cealaltă două actrițe vă las să le descoperiți în următoarea lună când vom anunța proiectul. Am înțeles. Iar regia va fi Rica Reguant. Minunat, sună bine. Aceasta a fost o întrebare din partea Dianei Săpuică, care ne urmărește în acest moment. V-ați gândit vreodată să vă vindeți afacerea sau să faceți o franciză, să o francizați? Nu. 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 Nu, pentru că e de suflet. Am înțeles. Ce-ai vinde copilul? Nu, sau ți-l-ai franciza? Nu. Niciodată. Despre asta este vorba. E o parte din noi în businessul, acesta. Celălalt fondator al teatrului este soțul meu, Marius Stanca. Da. Și da, îl vedem ca pe copilul nostru businessul ăsta. Multă lume încă vede teatrul independent ca fiind un teatru experimental. Aș vrea să te întreb ce rol joacă experimentul în producțiile voastre. Ce înțelegi prin teatru experimental? Teatrul experimental este pur și simplu un teatru care vine, cum se spune, mai în afara scriptului, în afara unui text? Mai degrabă decât experimental, să spunem inovator. Inovator sau chiar și de improvizație? De improvizația nu prea așa are loc la noi. Nu, pentru că totul este foarte bine gândit dinainte. Bine. Există un business plan pentru fiecare proiect. Da, există partea asta cu pasiunea, cu sufletul la început, dar apoi cum o implementezi. Așa că improvizația nu. Inovația ta, că am venit cu comedia aia bulevardieră care era mai atipică, am venit cu Demnitate care nu e comedie, am venit cu Intriga care este o piesă polițistă în contextul de la noi în care nu prea se montează piese polițiste. Da. Mai da, e o piesă de Agatha Christie la Teatrul Național și cam atât. Cursa de Șoareci. Da. Nu există o tradiție a piesei polițiste și ceea ce e un pic pionierat să mergi cu o piesă polițistă. Știi de ce? Pentru că nu este un gust format pentru piesa polițistă. Cei care le plac chestiile polițiste sunt cei care citesc romane polițiste sau văd filme. Nu este neapărat publicul de teatru. Și e o piesă în care totul este diferit față de o piesă clasică. Știi, în care actorii cu școala de la noi interiorizează totul și vor să transpună prin microgesturi anumite intenții ale personajului. Aici, în polițistă, e blank totul. Tu, într-o piesă polițistă, trebuie să păcălești publicul. Și în Intriga despre asta este vorba. E un joc de șah cu mintea spectatorului. Și tu crezi la fiecare 10 minute că te-ai prins cum stă treaba și se întâmplă ceva și nu. Și ceea ce e foarte fain la final e că, da, e foarte neașteptat finalul, dar zici, mă, dacă pun cap la cap toate piesele de puzzle, de fapt e logic, ăsta era singurul final posibil. Da. Dar asta e foarte greu pentru actori, da. să joace o piesă polițistă. Da, Intriga este o piesă surprinzătoare, pentru că personajul cel mai inocent
se dovedește în final. Nu da spoiler! Da. Toți par inocenți, știi? Toți par inocenți. Deci nu a fost un spoiler pentru că toți par inocenți la un moment dat. Dan Pologea întreabă dacă reprezintă o problemă costul cu decorurile. Depinde. Dacă îți proiectezi un spectacol de acum în 5 ani sau, uite, ăsta pe care o să-l jucăm, care va avea premiera în toamnă, ideea lui a început din toamna anului trecut. Și atunci am putut să ne gândim cum facem cu decorul. O parte din, să zic, profitul. Noi suntem un ONG și atunci noi nu alergăm, hai să scoatem dita mai profit. Noi ceea ce scoatem ca profit din spectacole, îl păstrăm ca să-l investim în următoarele spectacole. Și atunci noi la sfârșit de stagiune avem un capital pe care putem să-l investim la începutul noi stagiuni. Asta odată, iar apoi mai sunt partenerii. Pentru că una e să faci un decor de 2000 de euro, alta e să-ți permiți unul de 10.000. Și cu ajutorul unor parteneri. Și ce faceți cu decorul în piesele, în teatrele din Constanța, din Pitei și așa mai departe? Am început să gândim decorurile astfel încât să fie wow, dar să fie și ușor de transportat și de montat. Adică sunt gândite de la început. Chestia aia, fereastra aia, de exemplu, din Intriga, poți să o obții în 7 moduri. Nu am ales modul în care e mai ușor și de transportat. Efectul pentru tine ca spectator este același. Și pentru asta lucrăm și cu coordonatorul nostru tehnic și cu cei de la compania care produce decorul. Da, pentru că facem, să zic, parteneriate pentru piese de mobilier și mai departe, dar anumite chestii care au dublu rol în spectacol, da, trebuie făcute. Ați avut experiențe foarte plăcute cu toți actorii, pentru că ei s-au implicat sufletește în proiectele voastre, dar ați avut și experiențe negative? Ați observat, nu știu, că la un moment dat ritmul de lucru al unui actor poate e puțin încetinit sau poate el nu dă randamentul sau nu e foarte concentrat? S-a întâmplat să înlocuiți vreodată vreun actor cu altul? Din acest motiv, nu. Există momente, da, fiecare dintre noi are o zi mai proastă. Da. Și important e să treci peste, să vorbești, să vezi care a fost cauza și... Da, tu ca producător, șmecheria e nu să-l vezi în timpul spectacolului, că e așa. Să-l vezi de la repetiția dinainte că ceva nu e regulă, să vorbești cu el și astfel la spectacol e totul sus. Asta e tricul. Am locuit actori în sensul că am mai pus mai mulți pe rol, pentru că au fost actori care au intrat în anumite proiecte separate de teatru. Da. Și ne-au anunțat, ne-au spus eu 2-3 luni nu sunt disponibil. Da. Proiecte personale sau profesionale sau dacă, de exemplu, cum e Laura care a rămas gravidă. Da. Și atunci mai pun un actor pe rol și va fi unul la unul. De cine a fost înlocuită, Laura Cosoi? Nu a fost înlocuită, e unul la unul încă, grație la Duban. În piesa Chat, le-am dat exemplu că poate să rămână gravidă, dar ea a fost de la început unul la unul pentru că a avut un mic accident la picior în timpul repetițiilor, nu știa dacă putem scoate premiera la timp, iar la noi, dacă spunem, pornim proiectul ăsta și pe 12 octombrie noi scoatem premiera pe 12 octombrie pentru că vindem un spectacol cu 4 luni înainte. Da. Când scoți o premieră, trebuie să ai un anumit timp ca să-l promovezi și când începi promovarea, trebuie să și pui produsul în vânzare, spectacolul. La fel ca în orice altă campanie. Dacă scoți o napolitană și îi faci reclamă și ea nu e la raft, de ce mai faci reclama aia? Este greu să găsești oameni profesioniști cu care să lucrezi? V-ați gândit, de exemplu, să lucrați și cu tineri absolvenți ai facultății de teatru? Lucrați și cu începători sau preferați actori care au deja o experiență solidă în spate de ani de zile? Rolurile nu au fost de așa natură încât să aducem un tânăr absolvent, dar lucrăm cu tineri. De exemplu, Ileona Brezoianu da. A absolvit de curând. Este tânără. Dacă rolurile de așa natură, da, facem casting și îl alegem pe cel mai bun. Actorii sunt aleși să fie cei mai potriviți pentru rolul respectiv. După asta ne ghidăm în primul rând. Am înțeles. Credeți că toate strategiile de marketing pe care le-ați pus în aplicare până acum au funcționat sau mai sunt și unele care ar putea fi îmbunătățite? Mereu e loc de îmbunătățit. Da, sigur. Și în cadrul unei strategii, de exemplu, când te promovezi pe Facebook,
Câteodată trebuie să schimbi linia de comunicare. Nu poți să mergi cu același mesaj 7 luni de zile. Da, da. Și mergi o lună și un pic și după aia trebuie să schimbi și trebuie să găsești altceva care să atragă publicul și important să-ți atragă publicul potrivit pentru acel proiect. Pentru că nu toate proiectele noastre au același public. Există o mică parte în public care nu vor să vadă decât comedii. Eu nu o să mă duc la ăla, să-l aduc la Demnitate. Da, pentru da. Că au fost cazuri, ne-au scris, da, mi-a plăcut spectacolul, dar m-am întristat și mi-ați înnegurat toată ziua. Știi? Da, și atunci când promovezi, selectezi cumva audiența și te duci să cauți. De, la Intriga, la fel. O să mă duc la cei care, cărora le plac misterele, care citesc că-s polițiste, văd seriale de-astea care sunt pe aceeași lungime de undă. Mulți oameni au spus că este un curaj să montezi la un teatru independent altceva decât comedie. Curaj, inconștient, au mai zis. Da. Ești de acord cu ideea asta? Nu, normal că nu, pentru că cele mai de succes piesele voastre nu sunt comedii, iată. Nu poți să stai și să faci tot timpul același lucru. Nu poți să mănânci același fel de mâncare în fiecare zi că te plictisești. Trebuie să mai faci și altceva, să ieși din zona ta de confort, pentru că nu poți evolua, nu poți să crești fără să ieși din zona ta de confort. Dacă ieși din zona, stai acolo și faci doar comedii, da? Dar noi vrem să mai facem și altceva. Oricum, cine e modul nostru de viață, teatru, adică până într-acolo da. E pasiunea asta. Da, mănânc teatru pe pâine. Și apropo de echipă, avem în echipă niște oameni și pasionați de chestia asta. Și noi am format noi să fie pasionați, am avut marele noroc să-i găsim. De exemplu, Bogdana Marfi, care este coordonatorul nostru tehnic și producător delegat mai nou. Este unul la fel, care zici că s-a născut cu teatru în sânge. Și atunci în cele mai grele situații găsește o soluție. Am avut decor netransportabil, să zic, și am găsit o soluție, să mergem să-l montăm și pe scenă. Am avut același decor montat pe scenă cu deschidere de 6 metri și deschidere de 16 metri. Am găsit mereu soluții. Da, sigur, referitor la comedii, cine își imaginează că e așa de simplu să pui în scenă o comedie, se înșeală. O, nu, e greu. E foarte greu, pentru că acea comedie trebuie să fie bine construită. Și comediile voastre sunt bine și construite. Și să aibă un ritm. Să aibă un ritm, pentru că na, poate să fie bine construită, dar să-și piardă undeva pe parcurs ritmul. Și anume s-a întâmplat odată la un spectacol, la chat, să simt eu că e pe cale să-și piardă ritmul. Mm-hmm. Și atunci am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe Ricard, i-am zis, Ricard, vino că trebuie să mai faci niște repetiții cu actoriști. Am avut o pauză foarte mare, am dat premiera, a fost un proiect personal al meu între actori și am avut o pauză, cred că de vreo 6 luni. Și am reluat. Și am reluat cu niște repetiții, evident. Și la repetiții am văzut ceva, s-a pierdut pe drum, ritmul, cred. Și am sunat pe Ricard și a venit câteva zile și l-a ridicat. El a văzut toate piesele, așa este? Pe toate le-a văzut. Noi facem înregistrări tehnice și le trimitem. Am înțeles. Și beneficiați de observațiile lui și îmbunătățiți ceea ce spune el. Îmbunătățim mereu, da, de la un spectacol altul. Mai sunt idei cu care vin actorii și sunt foarte bune. Și atunci le implementăm și îmbogățim proiectul, mergem mai departe. Ce planuri aveți pentru următorii 5 ani, ne-ai spus, dar v-ați setat și niște obiective financiare? Pentru că suntem în zona de business și probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc ar vrea să știe. Totuși, poate cineva vrea să-și facă mâine un business în domeniul cultural. Da, obiective financiare, să putem face un spectacol cu un buget, să zic, de 100.000 de euro. Oh. În 5 ani ne dorim să facem chestia asta. Ți-am zis, la noi nu este vreau profitul ăsta, pentru că da. Nu e vorba despre profit. Da. E vorba despre proiecte. Noi cu asta ne hrănim mai mult cu proiectele. Și atunci ce scoți ca și profit, te duci și îl investești în alt proiect și în alt proiect și în ce în ce mai mare. Iar ceea ce e o chestie foarte mișto în zona asta e la sfârșitul spectacolului, cum te umpli cu energia unei săli, în cazul nostru de 500 de oameni care aplaudă și strigă bravo și da. Cred că e fie stare să nu mai poți mânca, să nu mai mânci o săptămână, ți ajunge energia aia. Și te gândești, hai să vedem următorul proiect. Energia care, de care ai nevoie să continui. Am înțeles. Aveți metode prin care puteți să aflați părerea clienților referitoare la spectacolul de teatru pe care l-au văzut? În afară de Facebook, unde presupun că ei mai scriu tot felul de comentarii, aveți și alte metode de a afla părerea lor? Nu, doar ce ne scriu ei.
pe Facebook sau pe mail. Aveți alte mesaje de transmis antreprenorilor la început de drum care aș vrea să-și facă un business în domeniul cultural? Da, să nu-și propună din prima să tragă un tun și să plece. Pentru că nu funcționează așa. Bine spus. Da. Asta cred că e valabil în orice domeniu, dar mai ales în cel cultural. Să nu crezi că peste noapte devii producător și faci o piesă care o să te îmbogățească. Nu e așa. În mediul ăsta cultural se crește sustenabil, de la un spectacol la altul. Și dacă vrei să faci o chestie mare, trebuie să începi de la început să-l gândești la scară mare. Pentru că ți-e mai ușor. Dacă îl gândești la scară mică, o să-ți fie foarte greu după aia să-l transpui la scară mare. Pentru că lumea o să te perceapă de la început la scară mică, pe când dacă te percepe ca o chestie mare de la început, alta este situația. Și ca spectator, și ca actor, și ca partener. Cei care vor să intre în legătură cu voi, cum o pot face? Pe site www.teatrulavangardia.ro, unde pot citi mai multe despre spectacolele noastre. Dacă potențial parteneri se uită, pot să ne contacteze și găsim o modalitate de promovare pentru ei, da. Mai mult de awareness. Mediul ăsta al teatrului nu e un loc unde să obții foarte multe lead-uri, vânzări directe, că ai făcut un sampling sau ceva, însă obții un awareness extraordinar. Pentru că atunci când vii la o piesă bună, amintirea asta se întipărește, se încriptează undeva pe scoarța ta ca o chestie bună. Dacă vine cineva și face sampling de o pastă de dinți, să zic, sau își pune o mașină în foaier, da? Și lumea o vede, amintirea ei se încriptează lângă amintirea acestei piese. Și eu după aia când văd napolitana sau pasta de dinți sau mașina, o văd și o să am o stare de bine. Inconștient, nu o să știu de ce, dar o să fie din cauza faptului că la un moment dat s-a asociat cu starea de bine dată de spectacolul respectiv și cu o trăire a mea. Pentru că la teatru asta încerci să obții de la oameni, trăiri. Și emoții, desigur. Oamenii vin pentru că trăiri, teatru emoții, emoții da. În primul rând. Fie că râzi, fie că plângi da. Și de atemptate pleacă lumea plângând. Da, da, da. Iar de la următorul nostru proiect... Lumea o să râdă, o să plângă și iar o să râdă și iar o să plângă. O să fie un carusel emoțional. Dar nu o să fie o comedie. Iar cealaltă piesă din februarie, o să spun că e foarte interesant, e o piesă la care râzi aproape tot timpul, dar nu este comedie. Haideți să vedeți cum facem chestia asta. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dacă ai ceva de adăugat despre proiecte viitoare, poți să adaugi? Păi despre proiecte viitoare asta, invităm lumea la teatru, număr cât mai mare, fie la teatrul nostru, fie la celelalte teatre, pentru că teatrul, eu cred foarte mult, asta poate funcționa ca o platformă educațională și îți dezvoltă, îți lărgește orizonturile. Și un interes ascuns, da, să te duci și la alte teatre, pentru că o să vii și la noi la un moment dat. Știi, pofta vine mâncând. Vezi un spectacol și parcă ai vrea să mai vezi unul și încă unul și încă unul. Și e bine pentru dezvoltarea ta și îți dezvoltă și inteligența emoțională în momentul în care vezi niște personaje, cum evoluează pe scenă, când încerci să ghicești ce e în mintea lor, când te pui în locul lor și pe plan emotiv. Bine, vă mulțumim foarte mult. Dragi antreprenori, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Antreprenoriat Cultural. Am avut-o în studio pe doamna Mihaela Stanca, care ne-a împărtășit din culisele vieții de antreprenor. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră online și pentru întrebările și comentariile pe care ni le-ați adresat. Rămâneți alături de Busy Life TV pentru a afla alte povești de succes ale antreprenorilor români. Sunt Mona Modoveanu Pologea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!